mă gândeam când am propus această cântare cât de reală este ea, parcă a fost scrisă astăzi. Aceasta ne face să înțelegem că furtuni au fost în toate vremurile. Important este unde ne găsim, ce ocupație avem. Privim la Domnul, Cel care este cu noi în furtună, sau facem apel la ajutorul și puterea noastră. Ce bine este să privim la El și să-L vedem mare așa cum este. Domnul Iisus Mântuitorul. Acum să-i auzim cuvântul. Vreau să deschidem împreună la Evanghelia după Matei și vom citi din capitolul 6, începând cu versetul 19. Până la versetul 23. Evanghelia după Matei, citesc din capitolul 6, de la versetul 19 până la 23 inclusiv. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă morile și rugina, și unde le sapă și le fură coții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă morile și rugina, și unde coții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Până aici. Vă mărturisesc că dacă nu ar fi trebuit să citesc la rând, nu aș fi citit aceste versete în dimineața aceasta. Sigur că nu știu dacă vom parcurge totul ceea ce am citit. Important este să privim sub aspectul acesta, este cuvântul lui Dumnezeu. Am stat mult și m-am gândit, n-ar fi bine să trec peste aceste versete? Poate că merg mai bine citite duminică dimineață, partea finală a capitolului 6, unde se vorbește despre îngrijorări. Și totuși vă mărturisesc că până ieri n-am putut să scap de gândul că trebuie să citesc și aceste versete și să facă totul ca ele să ne fie de folos. Domnul Iisus este împăratul nostru și El nu vrea să aibă slujitori care să fie preocupați să-și adune comor pe pământ. El vrea să aibă slujitori care să adune comori în ceruri, în slava veșnică, în slava care este fără de sfârșit. Domnul Iisus Hristos ne vorbește aici despre aceste comori și tema acestor versete sunt adevăratele comori. El vrea ca noi să ne putem odihni în El și așa cum spunea profetul Isaia, în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. El vrea să ne odihnim din punct de vedere sufletesc în El. Și așa cum spune cuvântul, El vrea ca să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre. Pentru că El însuși se îngrijește de noi. Aici avem un îndemn. Sau o poruncă. Un îndemn care poate să fie format din două părți. O parte negativă și o parte pozitivă. Și vom începe cu prima, pentru că așa a rostit Mântuitorul aceste cuvinte. El a spus, nu vă strângeți comori pe pământ. Unul dintre ucenici ar fi putut să-L întrebe, Mântuitorule, dar nu înțelegem. Prima dată ai spus, nu vă strângeți comori pe pământ, iar după aceea ai spus, să strângeți comori în ceruri. Ori să strângem, ori să nu strângem. Domnul Iisus este atât de clar, cuvintele Lui sunt atât de clare pentru noi. El face precizarea unde să strângem comorile. Nu aici pe pământ, că n-au nicio valoare, ci să le strângem în cer, la El.
în locul acela veșnic. Aici pe pământ sunt trei dușmani care pot distruge comorile strânse. Și Domnul Iisus spune despre acești dușmani. Sunt moliile, fluturașii aceia mici, de 7-8 mm lungime, care face prăpăd atunci când intră prin dulapurile cu haine sau prin șifoniere. Dacă nu este acolo pusă de vențică sau dumneavoastră vă pricepeți mai bine surorile, ce să le puneți acestor fluturași să nu ajungă să roadă hainele. Sunt atât de mici, dar se pricep să facă acele găuri în haine. Distrug țesăturile. Apoi Domnul vorbește despre rugină care atacă, care corodează fierul. Nu îi stă în cale fierul. E tare fierul. Chiar și oțelul. Acela tratat și de bună calitate. Rugina îl mănâncă. Și te uiți la o mașină, mie mi-au spus când am mers să fac ralu, acum o săptămână sau două în urmă, când au ridicat-o pe elevatorul acela, m-a chemat omul și mi-a zis, ocupă-te că o cam ia rugina. E cam multă rugină. Și am zis, are dreptate. Tot ceea ce este metal este mâncat de rugină. Și Domnul vorbește și despre hoți. Nu le prea pot sta în cale. Își fac planuri, tipluiesc, se gândesc, spionează și văd când pleacă de acasă, când vine, ca să știe cum să opereze. În vremea când Domnul Iisus vorbea aceste cuvinte în Israel, în Palestina, casele erau din lut, fără temelie, cu beton, cu ciment, și hoțul venea și săpa câteva cazmale pe sub zidul de pământ întărit, și dintr-o dată ajungea la cufărul, lada, care, unde se aflau banii sau comoara strânsă. Ce ușor era! Și Domnul vorbește despre aceste realități din viață, ca să ne facă pe noi să fim atenți, să luăm seama. De asemenea, aș dori să înțelegem că Domnul nu se referă când spune comoara voastră neapărat la bani, deși și la acești la bani se referă, însă nu neapărat numai la bani, ci la atâtea lucruri la care ținem și de care ne-am legat inima pe pământul acesta. Domnul vrea să nu le strângem aici pe pământ, pentru că nu ne sunt de folos. Domnul Iisus privește la noi înșine, privește în lăuntrul nostru, în sufletul nostru, și vrea să vadă atitudinea care o avem față de aceste comori. Felul cum ne raportăm la ele, acesta este foarte important. Că le putem avea, dar ele nu pot pune stăpânire pe noi, sau dimpotrivă. A avea bogățime este ceva rău în sine. Important este cum tratez aceste bogății. Am inima ridită de ele, de aceste comori, sau pot să spun, sunt pregătit să le pierd, oricând. Mă uit atent, când timpul îmi permite, la albine. Știți, dacă albinele văd undeva sucul acela de miere, nectarul, sau miere lichidă, ele nu vor veni dintr-o dată să se ducă acolo, deși sunt ispitite să o facă. Vor căuta ceva mai tare pe care să se așeze, fie un fagure, fie ceva din lemn, și abia apoi să se apropie de miere. Ele știu că atunci când ar ateriza direct pe mierea aceea, picioarele le-ar fi lipite și aripile și s-a terminat, vor muri acolo. E bine, nimic nu trebuie să se lipească de inima noastră, în așa fel încât să ne facă pe noi captivi, ci să fim liberi. Să putem spune, cum spunea odinioară psalmistul, de pildă în Psalmul 25, la început, în versetul 1, spunea el, la tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Să ne putem detașa ușor de lucrurile de pe pământ, ca să-L putem întâlni pe Domnul. În Scriptură avem exemple de oameni credincioși care au fost bogați, dar care l-au iubit pe Dumnezeu cu adevărat. Și știți, mă gândeam la Avram, un om bogat. Domnul i-a dat multe bogății.
cred că era și în stare, era un om deosebit. Este numit în Scriptură Tatăl tuturor credincioșilor. Un om care avea inima legată de Dumnezeu. Și am citit de curând în Cartea Geneza, în capitolul 14, cum vin niște invadatori și iau Sodoma și Gomorra, îi dau pe oameni de acolo, ostateci, și le fură, îi jefuiesc de toate bogățiile lor. Și cred că aveau bogății. Și printre ostateci este și Lot. Și unul din oamenii care au fost capturați scapă și vine să-i dea de știre lui Avram și îi spune lui Avram ce s-a întâmplat. Și Avram nu zice, dacă ar fi fost așa mai firesc, nu zice Avram, e, lasă, primește și nepotul ăsta al meu o lecție. Și a ales Sodoma și Gomora ca să aibă prosperitate. Lasă-l să treacă pe drumul ăsta. Nu. Avram, dacă citim în Geneza 14, înarmează, nu știu de unde și cum, 380 dintre slujitorii săi. Auziți bine? 380 de oameni sunt înarmați de către Avram și merg pe urmele acelor oameni. Nu poate să suporte gândul că Lot e acolo fără să fie adus înapoi. Și va veni peste tabăra acelor oameni noaptea un strateg care își potrivește bine armata și va lua totul înapoi. Va elibera pe împăratul Sodomei și Gomorii, dar ținta lui era să elibereze pe Lot. Împăratul Sodomei spune lui Avram aceste cuvinte: dă-mi oamenii și țineți bogățiile pentru tine. Și știți? Îmi place așa de mult ce răspunde Avram. Inima lui nu era legată de bogățiile acelea sau alte bogății de pe pământ. El îl iubea pe Dumnezeu. În versetul 22 din capitolul 14 din Cartea Geneza, Avram spune aceste cuvinte: ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cerului și al pământului și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram. Nimic pentru mine. Îmi place așa de mult expresia aceasta folosită de Avram. Nimic pentru mine. Adică s-a gândit la el și a zis, am atâtea bunuri pe care mi le-a dat Dumnezeu, măcar să pot să le administrez pe acestea. Ce nu mai are să iau altele? Nimic pentru mine. Învățăm și noi din viața acestui devotat slujitor al Domnului. Un alt exemplu în Vechiul Testament este Iov, un om credincios. Un om care iubea pe Dumnezeu, avea o viață sfântă și curată. Trăia în temere față de Dumnezeu, așa îl prezintă Cartea Iov la început, în primul verset. Iov avea animale cu miile. Citiți cu atenție Cartea Iov și vedeți ce cirez de vinte avea. 3.000 de cămile, 3.000 de păgărițe. Vă dați seama, 3.000! Ce multe erau animalele pe care le avea. Avea slujitori, rob și roabe. Avea 10 copii. Ce binecuvântare îi dăduse Dumnezeu. Se face precizarea în Cartea Iov că nu erau fete mai frumoase ca fetele lui Iov în ținutul acela. Ce binecuvântare! Dar Iov nu ziceam de toate și mă cred în puterea mea, în prosperitatea pe care o am, în slujitorii care i-am. Nu! Iov îl iubea sincer pe Dumnezeu. Poți să-L iubești și când ești sărac, poți să-L iubești pe Dumnezeu și când ești bogat. Important este ca El să rămână în inimă. Și a fost gata să piardă totul, fără să spună ceva, fără să-L confrunte pe Dumnezeu de ce a îngăduit aceasta. Când într-o zi pierde absolut tot ce are, toate bunurile, pierde și pe cei 10 copii ai săi, atunci poate să spună aceste cuvinte: Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. De fiecare dată când îmi aduc aminte de aceste cuvinte rostite de credinciosul de odinioară, eu mă întreb pe mine însumi. Aș putea eu să spun ca și el?
tânărul bogat care vine la Domnul Iisus, așa ne arată Evangheliile, la întrebarea pusă de el pentru Domnul Iisus, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Domnul îi răspunde, și știm acolo cuvântul, mă refer doar la ultima parte, îi spune Domnul, ca să ai viața veșnică, ca să te bucuri de această viață veșnică, după ce ai împlinit poruncile, după ce stai bine la capitolul ăsta, știi ce trebuie să mai faci? Du-te și vinde tot ce ai, dă la săraci și apoi vino și urmează-mă. De ce voia Domnul Iisus aceasta? Ca să ne ajute să-și deslipească inima lui de bunurile pe care le avea moștenite și să poată să fie liber în sufletul lui să-L urmeze pe Domnul. De aceea a precizat Mântuitorul atunci când a văzut că tânărul n-a fost gata să plătească prețul. A plecat întristat de tot de ceea ce a auzit. Atunci Domnul a făcut precizarea aceasta. Greu va intra un om bogat în împărăția cerurilor. Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei ca la rândul său Timotei să îndemne pe cei bogați, pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 17. În bogății nestatornice, auziți cum le numește Scriptura? Bogății nestatornice. Dar de ce sunt nestatornice? Pentru că sunt trecătoare, sunt vremelnice. Pentru că nu au importanță. Dar în ce să-mi pun nădejdea? În Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Ce mare este acest stăpân! Ne dă toate lucrurile din belșug. Prin termenul bogăție, Domnul Iisus nu se referă doar la bani, așa cum spuneam, ci la tot ce ne-ar face să ne lipim inima de aceste lucruri. Dar absolut la tot ce ne-ar face să ne lipim inima de aceste lucruri. Comoara despre care vorbește Domnul Iisus poate fi apartamentul meu, poate fi casa mea, poate fi mașina, poate fi terenul pe care îl am sau îl dețin sau terenurile, poate fi serviciul meu, poate fi dragostea pentru onoare, pentru poziție, pentru titluri și lista poate continua. Domnul Iisus vrea să mă distanțez de aceste lucruri, să mă deslipesc de ele, să fiu liber în sufletul meu. Sundar Singh, tânărul de 15 ani, indianul care s-a întors la Dumnezeu, în momentul în care s-a întors la Dumnezeu a avut parte de o mare ispită. L-a chemat într-o provincie unchiul său, care era un demnitar bogat, un mare om de afaceri, foarte, foarte bogat. L-a chemat la conacul său, pe Sundar Singh, l-a luat și l-a dus undeva pe niște scări interioare, într-un beci, și acolo, într-o cameră, a învâiat ușa după ei și a arătat o ladă mare metalică. A deschis-o și acolo erau bijuterii, erau pietre scumpe, erau bucăți de aur și argint, bannote, bani mulți, în sfârșit, o mare avere. Și magnatul acesta i-a spus lui Sundar Singh, unchiul său, uite, ți le dau pe toate ție, dar leapă-te de Iisus și întoarce de la credința noastră strămoșească. Și Sundar Singh mărturisea în scrierea sa, am stat puțin pe gânduri, am fost uluit să văd cum diamantele acelea străluceau din ladă, dar am primit dintr-o dată o forță, o putere în mine care mi-a spus nu, acestea sunt așa de puține față de ce îmi dă Mântuitorul meu. Și a spus nu unchiului său, care întristat l-a lăsat să plece. În Romani 8, Apostolul Pavel scria aceste cuvinte. Cine ne poate despărți pe noi de dragostea Domnului Iisus Hristos? Necazul, strântorarea și așa mai departe. Cine ne poate despărți?
Atunci când El, prin Duhul Sfânt, a venit să locuiască în mine, îmi dă puterea să trăiesc pentru El și să fac din Domnul Iisus comoara mea, bucuria vieții mele, nădejdea mea. Găsim exemple și în Noul Testament. De pildă, mă gândeam la Iosif din Arimatea. Ne spune cuvântul, Evanghelistul Matei scrie despre el că era un om bogat din Arimatea. Nu știm în ce consta bogățiile lui. Cert este că omul acesta era un ucenic al Domnului Iisus, dar pe ascuns. Însă atunci când Domnul Iisus și-a dat viața pe cruce, omul acesta iese în față și face de cunoscut credința lui în Domnul Iisus. Merge la Pilat, îi cere trupul, se ocupă de toată slujba aceasta pentru înmormântarea Domnului Iisus și îl pune într-un mormânt nou, săpat în stâncă, în care nu mai fusese pus nimeni. Mă gândeam ce frumos este ca din ceea ce am, de fapt, ce am, mi-a dat El. Din ceea ce mi-a dat El, să pot să-i dau pentru Domnul Iisus lucruri noi, lucruri bune, lucruri frumoase. Să pot să-i fac Domnul Iisus bucurie și plăcere. Cuvântul ne spune însă despre o persoană specială, despre Domnul Iisus. Și El a fost atât de bogat. Auziți cum scria Sfântul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia Lui voi să fiți îmbogățiți. Era atât de bogat, avea cerul cu splendorile Lui. Și atunci când este vorba să vorbești despre cer, atunci când vrei să te gândești și să pui gândul tău să urmărească Scriptura, cum este în cer, vei găsi că spune Sfântul Pavel lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Vei găsi că spune Apostolul Ioan, acolo, în cer, în cetatea cerească, sunt străzi de aur și porți de mărgăritar. Acolo nu mai este durere, nu mai este moarte, acolo nu mai este suferință, acolo nu e nevoie de lumină, pentru că mielul este făclia ei, a cetății. Și alte lucruri de felul acesta. Ce splendor! Iubiți frați și surori, ne așteaptă. În curând va veni Domnul Iisus, va lua la cer, va ridica la cer biserica lui vie, pe noi toți cei credincioși, și ne va duce acasă în locul pe care l-a pregătit, în splendoarea și în gloria pregătită mai dinainte pentru noi. Ce minunat va fi! Îndemnul Domnului Iisus din versetul pe care l-am citit, primul verset este acesta: nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina. În urmă cu vreo 70 de ani, într-o școală primară, se citea, era obiceiul să se citească din Biblie. Era o Biblie mare, circula așa pe la copiii din clasele primare și fiecare citea câte un verset. A venit rândul unei fetițe de 8 ani să citească acest verset pe care l-am citit noi. Și ea a citit cu râvnă, cu entuziasm, dar a greșit când a citit. Și în loc să citească nu vă strângeți comor pe pământ, pe pământ unde le mănâncă moliile și rugina, ea a citit greșit, unde le mănâncă modele și rugina. Și un comentator scria că într-adevăr a greșit fetița, dar era multă realitate și în privința aceasta. Cât de mult mănâncă și moda hainele. Sunt haine în dulap sau în șifonier care nu le mai folosesc pentru că nu mai sunt la modă. Și ele zac acolo, în loc să îmbrace pe acei oameni săraci care au nevoie de aceste haine. Dacă omul ar fi conștient că nu ia nimic cu el la plecarea lui în veșnicie, altfel și-ar trăi viața. Odată la înmormântarea unui om foarte bogat,
Cineva a pus întrebarea printre oamenii care erau la priveghiu seara târziu, ce a lăsat după moartea lui? Și acolo era și un om credincios care a dat acest răspuns. A lăsat tot, pentru că nimeni nu ia nimic cu el în veșnicie. Ce răspuns frumos! A lăsat tot aici pe pământ. Cine poate să plece cu ceva în veșnicie? Totul rămâne pe acest pământ. De aceea îndemnul Domnului Iisus, de care ne-am adus aminte astăzi, ne avertizează: nu vă strângeți comori pe pământ. Apoi să vedem și partea pozitivă a îndemnului Domnului Iisus. Și strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde nu le sapă și le fură hoții. Doamne Iisuse, chiar se poate? Vă spun, se poate. Acolo, da, se merită să strângi comori. Acolo în cer se merită să trimiți din ceea ce iei de pe pământul acesta, poate cu sudoare, cu trudă, și să trimiți acolo. Și cineva spunea și în rugăciune dimineața aceasta să ne putem îndrepta spre acele persoane care nu l-au pe Domnul Iisus. Așa cum ne învață cuvântul, să folosim și bogățiile acestea nedrepte ca să le putem fi de folos sufletelor veșnice care au nevoie de mântuire. Aici în versetul 20 pe care l-am citit, Domnul Iisus ne ajută să înțelegem că este un cufăr mai bun pentru comoară. Este cerul. Acolo se face să strângi în acel cufăr. Spunea cineva că versetul 20 se mai numește și banca lui Matei. Dar eu vreau să cred că este mai potrivit să spunem banca Domnului Iisus, despre care ne-a vorbit Matei. La această bancă din cer nimic nu se devalorizează. Ea nu dă niciodată faliment. Generații după generații, mii de oameni, milioane de oameni înțelepțiți de Dumnezeu au trimis și au strâns valorile lor în cer. Scriptura ne dă exemplu pe Moise. El avea niște perspective uimitoare la palatul lui Faraon și totuși Dumnezeu i-a poruncit să părăsească tot și să fie un biet păstor timp de 40 de ani în pustie. Iar Moise a ascultat de Dumnezeu. Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire, scria autorul epistolei către evrei în capitolul 11, când vorbea despre eroii credinței. Moise avea ochii pironiți spre răsplătire. Știa că se va întâlni cu Dumnezeul său. Și tot în Evrei 11 ni se spune despre eroii credinței că au fost gata, că au afirmat că sunt străini și călători, așa cum am cântat și noi în cântare, pe acest pământ și că se îndreptau spre cetatea care are temeritar, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Ce oameni devotați lui Dumnezeu! Ce oameni în toate vremurile a avut Dumnezeu, oameni puși deoparte, oameni care să-L slăvească, să-L laude pe El și să trăiască pentru slava numelui Său. Ar trebui să ne considerăm niște ispravnici care vom da socoteală de lucrurile pe care ne-au fost încredințate. Pentru orice lucru vom da socoteală. Apostolul Pavel nu se exclude pe el când scria căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. De asemenea, să fim conștienți că după fiecare zi ne mutăm cortul mai aproape de casa veșnică din ceruri. Fiecare zi este ca o bornă din aceea kilometrică pe lângă care am trecut și ne apropiem cu cortul mai aproape de casa veșnică, de împărăția Domnului. Da, acolo în cer, iubiți frați și surori, după cuvintele Domnului Iisus, nu ajunge molia, nu corodează rugina, nu ajung hoții ca să sape și să fure comorile. Acolo, da, se merită să strângem comori.
Și acum versetul 21, unde întâlnim concluzia Domnului Iisus. Pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Acolo unde este comoara, este și inima. Versetul 21 conține o înțelepciune profundă. El nu poate fi interpretat oricum. Putem înțelege mai bine și mai ușor versetul 21 dacă înlocuim cuvântul comoară cu țintă. Adică ne ajută să-l înțelegem mai bine. Nu trebuie să facem aceasta, să-l înlocuim, dar măcar așa să avem o altă perspectivă a lucrurilor. Atunci aș citi așa versetul 21. Pentru că unde este ținta voastră, acolo este și inima voastră. Nu este așa? Este mai sugestiv, ne ajută să desprindem parcă sau să vedem mai bine lucrurile. Unde ne-am pus ținta, acolo este și inima. Dacă ne-am pus ținta jos, voi fi asemenea ilustrației acelea din Cartea Călătoria Creștinului cu acel creștin care cu grela mereu privește în jos. Și îngerul vine de deasupra cu acea cunună să-i o pună pe cap. Însă el nu se uită în sus. El se uită numai în jos, la grebla lui, la surcele. Ei bine, Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel îndemna pe Coloseni și ne îndeamnă și pe noi, în capitolul 3, la versetul 2. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Dar de ce? Lucrurile de sus sunt veșnice, pe când cele de pe pământ sunt trecătoare. Dacă ținta este bogăția pământească, atunci inima omului este legată de această țintă trecătoare. Dacă ținta mea, a fiecăruia dintre noi, este cerul, este slava Domnului Iisus, atunci voi fi preocupat de lucruri sfinte, nu numai în ziua de duminică, ci și mâine luni, și marți, și așa mai departe în fiecare zi. Unde este inima mea, acolo este și comoara mea. În anul 1947 citeam ieri despre un om bogat. În 1947, după ce s-a făcut stabilizarea monetară în România, printre cazurile din țară, în orașul Brașov a fost unul care a uimit pe toată lumea de atunci. Un bancher a ieșit în stradă cu doi saci de bani, plin cu bannote. Și după ce s-a așezat pe ei ca de o saltea, a scos revolverul și s-a împușcat. Unde era ținta lui? Unde era comara lui? Sub el, în sacii aceia cu bannote, care peste noapte se devalorizaseră. Nu mai aveau nicio valoare. Deși erau doi saci, nu mai aveau valoare. Ei bine, unde este inima mea atunci când eu mi-am luat o țintă? Dacă eu mi-am luat țintă cerul, slava Domnului Iisus, veșnicia, fără de sfârșit, atunci eu mă bucur de prezența Domnului. Și indiferent ce s-ar întâmpla cu bunurile pe care le am, pot să spun ca și eu de odinioară, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Să ne ajute El să putem spune în felul acesta. Cine are cerul în inima sa, este pregătit să intre în cer. Citeam despre credincioșii din prima, din biserica primară, citeam despre un credincios numit Vasile cel Mare, care a fost chemat de împăratul roman. Și acesta i-a spus, dacă nu te lepezi de Iisus, atunci să știi că am să-ți iau toate averile. Și el a spus, nu cred că vă puteți atinge de averile mele, pentru că nu sunt aici pe pământ, n-am din acestea, eu le am în cer. Apoi împăratul s-a gândit, dacă nu te lepezi de Iisus, am să te schingiuiesc, am să te pun să suferi mult. Și el a spus,
Abia aștept să sufăr pentru Domnul Iisus, Mântuitorul meu. Văzând că m-o scoate la capăt, i-a spus, dacă nu te lepezi de Iisus, am să te ucid. Și credinciosul Vasile cel Mare a putut să spună aceste cuvinte. Abia aștept să fiu împreună cu Mântuitorul. Doresc așa de mult întâlnirea cu El. Și împăratul a zis, cu siguranță și-a pierdut mintea. Și-a poruncit să fie eliberat. Ce mare este îndurarea lui Dumnezeu! Cum pot să vorbesc despre bunurile acestea și ele să nu se mai lege niciun fel de mine? Să nu mai am nicio atracție pentru ele? Atunci cerul inundă viața mea. Și știți ce? Se vede aceasta. Prin toți porii ființei mele mă bucur de Domnul, mă bucur de cer. Așa să ne ajute El pe fiecare dintre noi. Să trăim pentru slava numelui Său. Amin. Amin.